Salutare tuturor! Tocmai ce am umplut la fiecare pușcă cu crenguțe de salce, rămurele de astea tinere. M-ați întrebat de curând dacă salcea e bună la iepuri. Probabil ați fost începători, cei care ați întrebat. Ia uitați ce frumos o mănâncă. Ia uitați, absolut toți sunt grămadă pe, de la mic la mare, sunt grămăduță pe salce. Căutați, lăsați de așa tine, nu luați crengi foarte grose. Rămurele tinere și puneți la animale, prieteni, că sunt foarte, foarte sănătoase și benefice organismului iepurilor. Ajută la prevenirea coccidiozei. Își mai tocesc și dinții. Deci sunt foarte, foarte bune. Uitați neamțul meu ce toacă. Să o luăm în toacă ca lumea. Și cel tânăr. Grifierul. Chiar și cei mici. Sunt în jurul crenguțelor și mănâncă de pe ele. Ce vreau să vă mai spun astăzi, prieteni, aș vrea să vă rog ceva. Nu mai înscrieți prieteni pe WhatsApp și pe Messenger noaptea la 2, 12, 1, 2 și 3 noaptea, că nu vreau să mai înscrieți la orele de așa târziu. Chiar dacă vedeți că sunt activ, eu nu dezactivez wireless-ul niciodată, tot timpul las activ, tocmai ca să fiu un contact cu voi, dar nu la acele ore, prieteni. Noaptea la 2 și la 3 bubuie telefonul în continuu. Vă rog frumos, sunteți vreo câțiva care îmi scrieți foarte, foarte târziu. Știți voi care, nu mai scrieți, prieteni, așa târziu, noapte. Sunt și eu om, trebuie să mă odihnesc și eu. Noaptea e făcută pentru somn. Și somnul este cel mai bun medicament pentru organism. Este cel mai bun pentru sistemul imunitar, pentru întărirea sistemului imunitar. Un somn odihnitor face cât toate vitaminele la un loc și toate medicamentele din farmacii. Deci încă o dată vă rog frumos, nu mai scrieți la cele ore târzii, pentru că este deranjant, efectiv. A venit și iarna la Sibiu în sfârșit. A nins, a înghețat, acum a ieșit soarele. Nu știu câte grade mai am în adăpost. Sunt totuși 7 grade, aproape 8. Acum se vede cumva așa. 7 grade bune. Încă nu este rece. Așteptăm noi cuiburi pe data de 30. Cele două uriașe și cele două californiene, care sperăm să fie mame bune și doici, să se potrivească, dacă fi să mutăm ceva pui. Între timp, toată lumea mănâncă. Mănâncă foarte bine. Au băut și vitamine zilele astea. Într-o vitamină oral, sunt gata, prieteni. Mai am un pic acolo în sticlă să le mai pun. Aceste vitamine le consumă foarte, foarte bine. Deja am deschis aseară un sac de crauter și am amestecat cu granulele vechi și cu amestecul vechi. Am mai pus orz, am mai pus de toate. Crauterul are o granulație un pic mai mare față de celelalte. Haide să vă arăt. Vedeți? Astea mari sunt crauter. Și cele mici sunt de celelalte. Zucht sau. Am făcut combinația, trecerea de la unul la altul, ca să nu le dau crauter simplu din plima. Am băgat un pic de crauter peste zucht sau. Așa o să simtă și gustul cel vechi și cel nou și o să facă trecerea de unul la unul la altul și o să poape cu plăcere.
Cam atât, prieteni, asta am vrut să vă arăt. Cei care aveți cușile expuse afară, încercați să protejați cum puteți noaptea. Vedeți, eu am aceste pături, astup geamurile și ușa noaptea adăpostului, astfel încât nu îngheață apa și au fost minus 8, minus 9 cel mai mult în decembrie, în noiembrie, nu știu când a fost, o perioadă de vreo 10 zile cu frig, la minus 9 grade în adăpost aveam încă cu plus, deci este foarte bine. Protejați, prieteni, cum puteți, cu pături, cu ce aveți, iar dacă decideți să puneți folii, să nu puneți decât pe 3 sferturi de ușă, așa, să lăsați un 10 cm bun pe unde se pătrundă și aerul, să nu puneți folii complet, că o să se facă într-adevăr cald în cușcă, dar nu este bine pentru sănătatea lor, o să le creați probleme de respirație, o să transpire, o să vedeți că o să înceapă să curgă apa pe folie și nu este bine. Vă mai las câteva secunde în compania prichindeilor. Uitați cum s-a băgat în troacă. M-ați tot întrebat câți iepuri am. Am 61 de iepuri la ora actuală. Cu mic, cu mare, cu cele două californiene, cu masculul de neu, cu neagra, doica, cu puii lor aferenți, cu absolut tot. 61 de iepuri, prieteni, dintre care sunt 9 femele de uriași, 3 masculi, masculul de grifier și puii acestora. După cum știți, am lansat și noul concurs, am văzut că foarte lume face concursuri, este foarte bine, toată lumea să dea câte un cadou, dacă are posibilitatea. La noul concurs, prieteni, cei care sunteți deja înscriși, nu vă mai înscrieți pentru că nu are rost, sunteți deja puși acolo. Și nu are rost să scrieți din nou sau să înscrieți de 5-6 ori la rând, participă, tot singur bilet o să fac. Deci nu scrieți de 1000 de ori particip, scrieți odată și bine cei noi veniți, abonați-vă, o să-mi fac timp să verific pe fiecare în parte dacă este abonat sau a scris doar particip, ca să nu mai pățim să extragem un câștigător și să nu se vendice premiul, nici măcar să sune, să zică că mi-i trebuie sau altceva. Abonați-vă și urmăriți canalul, ca să nu scrieți doar particip, să câștigați și să nu vă revendicați premiul. Pentru că poate altcineva își dorește foarte, foarte mult acel premiu, s-a abonat de pe mai multe telefoane și nu reușește să câștige, iar voi care ați câștigat, efectiv, nici nu vă uitați la canal. Deci cei care sunteți deja înscriși, nu mai scrieți particip, că vă știu după nume, pe fiecare în parte v-am luat. O să verific și la fiecare care nu e abonat, îl scot biletul sau nu îl mai băgăm la concurs. Deci abonați-vă, se poate verifica numărul de abonați, numele, absolut tot. Vă salut, prieteni, Doamne ajută, numai bine!